Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii. Am citit data trecută un text din Scriptură pe care îl voi citi și de data aceasta, care se găsește în Evanghelia după Matei. Hristos a spus, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, că orice cine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Și el apoi spune, cine este omul acela dintre voi care dacă îi cere fiul său o pâine să-i dea o piatră sau dacă îi cere un pește să-i dea un șarpe? Deci dacă voi care sunteți rei să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Și ultima dată, la ultima noastră sesiune, am vorbit o vreme despre porunca aceasta lui Hristos: cereți, căutați și bateți, și am spus că este una dintre poruncile care este interpretată în tot felul de feluri, una mai exagerată decât cealaltă, că de multe ori noi oamenii facem din porunca aceasta un fel de telecomandă cu care să-L manipulăm pe Dumnezeu și Dumnezeu nu se va lăsa manipulat or, oricât de mult am crede noi că putem să-L manipulăm. Este o poruncă care a fost mult exagerată în afara conceptului ei scripturistic, dar pe de altă parte, în general, este una dintre cele mai ignorate porunci ale lui Dumnezeu. Oamenii nu îl invită pe Dumnezeu în viața lor, nici în bucuriile lor, nici în necazurile lor. Și am vorbit, nițel, data trecută, despre necesitatea unui creștin de a învăța cumva să-l invite pe Dumnezeu, să ceară prezența lui Dumnezeu în toate circumstanțele vieții lui, și în bucurii, și în necazuri. Să ceară prezența lui Dumnezeu să caute, să bată, și nu să facă oricum, ci să o facă cu un anume ingredient pe care Scriptura îl cere cu o absolută autoritate ingredientul care se numește credință. Apostolul Iacov, am zis o dată trecută, ne spune că un om care cere ceva de la Dumnezeu fără credință este un om schizofrenic, adică un om cu suflet dublu, mai are el altă soluție când a venit la Dumnezeu să ceară ceva. Și un om care, venind la Dumnezeu să ceară ceva, are deja o altă soluție în caz că nu-i place aia pe care o va primi de la Dumnezeu, Iacov spune să nu se aștepte să primească ceva de la Dumnezeu. Este neapărat nevoie de credință ca să vezi miracolul unei rugăciuni ascultate. Însă nu este singurul ingredient și singura condiție ca să primești ceea ce ceri. Este absolut necesară, dar nu este singura. Nu este singura condiție să se deschidă ușa pe care o vrei să se găsești ceea ce cauți. Mai este nevoie de ceva mult, mult mai important decât credința ta și de fapt este nevoie de primul ingredient, voia lui Dumnezeu. În istoria asta noastră cu Petru în care a umblat pe apă, Petru nu doar îl vede pe Hristos umblând pe ape și apoi zice, stai puțin, dacă el poate, eu de ce să nu pot? Am credință, sar în apă. Nu face asta, e mai deștept de atâta. Petru îl roagă pe Hristos, poruncește-mi, Doamne, să vin la tine. Așteaptă de la Dumnezeu confirmarea voinței lui Dumnezeu. Și atunci Isus îi spune, vino. Acum e foarte clar, Hristos vrea ca el să vină. Voința lui Dumnezeu este deja gata acolo. O faptă a credinței este una care aude voia lui Dumnezeu și reacționează la ea. Nu este ceva care forțează mâna lui Dumnezeu. Scriptura spune, dacă veți cere ceva după voia lui Dumnezeu, veți căpăta. Voia lui Dumnezeu este acel ingredient fără de care orbecăim în întuneric și nici nu știm măcar ce să cerem. Un miracol în viață se întâmplă atunci când Dumnezeu vrea și când noi cerem cu un singur gând, să acceptăm răspunsul lui Dumnezeu, adică când cerem cu credință. Voia lui Dumnezeu și credința noastră, aceste două aspecte trebuie să existe, al nu căpătăm, nu se deschide și nu găsim. Da, e adevărat, în lipsa răspunsului lui Dumnezeu, suntem noi gata în stare să fabricăm noi înșine soluțiile noastre și de multe ori să îi le punem apoi în cârca lui Dumnezeu dar cu adevărat răspuns miraculos de la Dumnezeu, nu capeți decât când aceste două elemente se combină, voia lui Dumnezeu și credința noastră. Fără voia lui Dumnezeu te arunci în cea mai primejdioasă latura vieții, adică o viață trăită de unul singur, numai cu voia ta. Fără credință, tot ceea ce deja Dumnezeu are în mâini pentru tine nu ajunge la tine. În istoria asta noastră, cu Petru umblând pe apă, amândouă elementele sunt acolo, voia lui Isus ca Petru să meargă pe apă și credința oarba lui Petru în voia lui Hristos. Amândouă funcționează absolut perfect până când una din ele dispare. Petru și ea la un moment dat ochii de la Dumnezeu și privește cumva cu o spaimă crescând de la valurile și la vânt și cumva cuvintele lui Isus, da, voiesc, dispar undeva. Credința se clatină, întrebările apar, posibilitățile și alternativele se nasc cumva în mintea lui și se scufundă. A dispărut unul din cele două elemente care sunt absolut necesare ca o rugăciune să fie împlinită. Credința și voia lui Dumnezeu. Voia lui Hristos nu era de ajuns, trebuia și credința lui Petru minunea unei rugăciuni ascultate, a unei uși deschise, a unei comori găsite în viață, este cumva cum este minunea asta a electricității. Ea are nevoie de două capete, de două puncte de atingere, de doi poli. Doar cu unul nu se mișcă un electron, nu se mișcă nimic. Îți trebuiește atingere la ambele capete. Hristos se întâlnește într-o zi cu un lepros și îl întreabă, ce vrei să-ți facă? Era așa o întrebare directă. Ce vrei tu, omule? Care este voia ta? Lasă voia lui Dumnezeu. Care este a ta? Ce vrei tu? Și leprosul însă răspunde, Doamne, ca un doctor în teologie, absolut perfect și complet. Leprosul zice, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Totul este aici. Voia lui Dumnezeu și credința lui. Și atunci Hristos spune, uite, una din ele s-a rezolvat. Da, vreau hotărăște Hristos. Voia particulară a lui Dumnezeu și credința noastră face un circuit complet, electricitatea trece, forța lui Dumnezeu apare și se face o minune, leprosul se vindecă. Nu se poate fără cele două capete ale firului, fără cei doi poli. De ce este așa de important să înțelegem noi aceste două condiții, aceste capete, capetele acestea care formează un circuit complet. Am văzut tragedii după tragedii în viața oamenilor care sub plancarda asta, unde scrie credința poate totul, au confundat voia lor cu voia lui Dumnezeu. Au înțeles ei cumva că dacă ei vor ceva și dacă spun fraza aia magică, cum zice noi în rugăciuni, cerem a toate acestea în numele lui Isus, totul acum este pe tavă. Și dacă nu pare să fie pe tavă, punem noi pe tavă. Crem noi toate numele credinței. Știu pe cineva care a dorit să fie misionar. Avea soție, mi se pare foarte bolnavă, și cinci copii. S-a rugat și a mai fost fătuit și de alții să creadă și să pășească prin credință. Să nu mai aștepte o ușă deschisă al de Dumnezeu, să o deschide el singur. Și mi se pare ori soția lui a murit, ori a părăsit-o, și copiii rămași fără mamă și fără tată erau să se ducă la orfelinat. Noroc de mii la unor oameni, cinci familii au luat cinci copii, fiecare cât un copil. Familia s-a împărțit complet, n-au rămas doi copii împreună, iar el a plecat până România și până Europa să evangelizeze lumea. O tragedie în tot ceea ce a urmat. Eram într-o zi la o adunare de rugăciune cu frați și cu prieteni. Asta e o noapte de rugăciune în care fiecare vine și spune un necaz, o problemă și ne rugăm unii pentru alții. Unii și alții îi spuneau necazurile, nădejdiile, dorințele și ne rugam. Un bun prieten și frate avea un necaz mare. Băiatul lui se căsătorise cu o fată pe care el, tatăl, nu o plăcea deloc. A cu drept să spun, nici mie nu -mi plăcea de ea. Dar aia nu, mă măsurasem eu cu ea, se băiatului. Nu o putea suferi. Nici soția lui nu putea suferi pe nora asta proaspătă. Și au început tot să se roage. Mă gândeam ce o să se roage oamenii ce Poate o să se roage ca Dumnezeu să schimbă inima socrului, inima soacrei, să o accepte pe nora asta. Eu știu, să se roage ceva, o minune de genul ăsta. Și la un moment dat, unul mai curajos, așa și cu experiență de asta, în a descoperi voia lui Dumnezeu pentru alții, am băgat de seama că sunt tot felul de oameni care s-au specializat să știe care este voia lui Dumnezeu, nu cu privire la ei, ci cu privire la alții. Au, au specializarea asta cumva, rar am văzut specializarea asta în Scriptură, dar am văzut-o foarte des între oameni. Oameni specializați să le spună altora care este voia lui Dumnezeu cu privire la ei. Și unul dintre ăștia mai curajos a zis, frate, am primit de la Domnul, Domnul te va elibera în curând de povara asta, dacă toată noaptea asta stăruim în rugăciune, El te va scăpa de pacostea asta de noră. Acum, fiindcă eu nu eram, eram mai puțin înclinat să înghit gogomanii de astea, am oprit destul de brutal starea euforică și am întrebat, mai fraților, ce facem aici? Ne rugăm pentru divorț? Sau ne rugăm pentru moartea la fata asta? Sau pentru ce ne rugăm? Parcă Dumnezeu spune că urăște despărțirea în căsătorie. Vrem să-l facem să iubească ceea ce urăște? Sau cumva chiar aveți de gând să căpătați ceva de la el pe care el urăște? Vreți să căpătați ceva care este urât de Dumnezeu? La asta vă rugați? Acum poate vi se pare comică o rugăciune ca asta, însă Scriptura spune că unii au căpătat ceea ce cereau cu insistență împreună cu uscăciunea sufletului și au căpătat spre pierzarea lor. Când nu te interesează voia lui Dumnezeu, este posibil să capeți ce vrei, dar asta nu este răspunsul lui Dumnezeu, nici ușa lui, nici comoara lui. Uite aici este o fată care se îndrăgostește de tipul ăsta. E adevărat că este un băiat foarte frumos, dar nu e credincios. Ba chiar este cam golan. Însă spune ea, vai ce mă iubește, mă iubește la nebunie și eu îl iubesc pe el tot la nebunie. Cuvântul ăsta este foarte drept spus la nebunie, adică fără să întrebe cu nimic pe Dumnezeu, nebunește. Și ea se roagă și se roagă și nu doar se roagă și mai este și sfătuită să pășească în credință, cum zic alți oameni, și face pași, să și logodește, mai face și alt pași. Cine știe ce alte prostii se apucă să facă? Și de aici urmează o viață de lacrimi și o viață de regrete. Avea credință și avea dorință, însă nu avea niciun chef să afle dacă era voia lui Dumnezeu. Lipsea capătul celălalt al sârmei, nu exista electricitate acolo. Cele mai nebunești rugăciuni și cele mai înfiorătoare declarații de credință s-au făcut când voia lui Dumnezeu nu era consultată, când nu ne interesa decât voia și credința noastră. Ce înseamnă să cer ceva după voia lui Dumnezeu? Câteodată lucrul ăsta este foarte limpede și foarte clar, este ceea ce este scris în Scriptură. Nu poți cere să capești ceva prin înșelăciune și compromis, că este scris neculpă să nu furi. Nu poți cere un soț sau o soție care nu este un om întors la Dumnezeu, pentru că Scriptura spune clar să nu te căsătorești cu un necredincios. Nici nu ai ce să-L rogi, n-ai ce să întrebe întrebi Dumnezeu dacă trebuie să ierți sau nu, pentru că El deja ți-a spus. Ori de câte ori ne rugăm și stăruim de ceva despre care Dumnezeu s-a pronunțat deja clar în Scriptură, cerem pur și simplu un răspuns de la diavol. Și diavolul este gata să ne dea tot felul de răspunsuri dacă îl cerem. Dar de multe ori ceea ce cerem nu este chiar așa de clar, nu e scris negru pe alb în Scriptură. Cum știi atunci dacă este voia lui Dumnezeu sau nu? Vurbrant, a răspuns unuia care întrebase exact asta. Ei erau adunați într-o noapte la rugăciune în apartament la Vorbrand și unul exact asta a întrebat, cum știu dacă ceea ce cer, cer în numele lui Hristos sau nu? Și Vorbrand i-a răspuns, uite, că întrebarea asta e cam dificilă. Până mă gândesc eu 5 minute la un răspuns, fă o favoare, că tot îmi stă lucrul ăsta în cap și nu pot să scap de el. Du-te până jos, acolo la parter, coboară trei etaje. La parter, jos de desubt nostru, este o bodegă. E deschisă toată noaptea, o cârciumă. Cârciumarul mă cunoaște. spune că am sus aici niște fete drăguțe și vrem să tragem o beție serioasă și am nevoie de cele mai tare rachiuri pe care le are și niște pachete de țigări. Spune că îi plătesc eu totul mâine. Nu, mă m-a întrebat nimic. Doate și spune exact ce ți-am zis eu asta. Cere numele meu lucrul ăsta. Omul sărac avea respect de vorbă nu am înțeles. Vorbea era un om mai excentric, s-a gândit, eu știu, știu, știe el ce vrea. S-a coborât trei etaje și a intrat în bodegă. Și după ce a spus lui toate astea, ăla, a pus mâna pe el și a mai chemat pe vreo doi să-l țină bine și a zis, bă băiete, tu ești un ex-croc care cumva știe de numele lui Vurbrand, dar habar n cine e el. Pe Vurbrand care stă la etaj, eu îl cunosc foarte bine. Soția mea este o sfântă, ea a devenit o femeie religioasă din pricina lui Vurbrand. Niciodată el nu ar cere așa ceva, nu este în caracter, tu minți. Cu greu, greu, omul a explicat ce se întâmplase sus în apartament când s-a întors el sus, vorba l-a văzut venind cu mâinile goale, bineînțeles, și un pic șifonat pe cămașă și l-a întrebat, Acum știi ce poți să cer în numele lui Isus? Știi ce poți să cer? În numele lui Isus cer ceva care stă cumva în caracterul lui Isus. Acum, deci, asta este una din primejdii când la rugăciunea noastră lipsește voia lui Dumnezeu. Dar și capătul celălalt al firului este tot atât de grozav de important. Fără credința noastră nu se poate. Când venim cu dorința de a căpăta ceva de la Dumnezeu, dar avem și în buzunar a doua soluție, în caz că Dumnezeu nu merge, atunci firul este tăiat și pierdem cele mai formidabile oportunități. A venit un tânăr la Domnul la, Dumnezeu, la Hristos și a cerut, ce i a cerut? I-a cerut ceva grozav, i-a cerut să fie și el unul din cei care îl urmează. Dorea pur și simplu să devină un apostol, să devină ca Petru, ca Marcu, ca Matei, Ioan. Și surprinzător, șocant, Hristos îi spune, vino, vino și urmează-mă. Dar mai întâi știi ce? Du-te și scapă de averea pe care o ai, dă-o la săraci. Acum să știți, nu-i ceruse nimic neobișnuit, pentru funcția pe care el o vroia să o aibă. Ce era să mai facă el cu afacerile lui? Când se mai putea el ocupa de afaceri dacă devenea apostol? Când se mai putea el ocupa de proprietățile lui, de averea lui, când devenea un apostol care va cutrerea pământul și probabil că în cele din urmă va fi și martirizat? Ce să facă el cu averea? Voia lui Dumnezeu, elementul ăla, era acolo unul dintre poli era acolo. Hristos i-a zis, vino, este scris mai mult. Hristos a uitat la el și l-a iubit, l-a chemat. Hristos a vrut ceea ce tânărul acela vroia. Iisus dorea ca el să devină un apostol. Cine știe ce s-ar fi întâmplat? Poate că era pregătită pentru el o altă carte a Bibliei. Sau cine știe ce aventuri formidabile. Voia lui Dumnezeu era clar, era acolo. Era acolo chiar și voia omului. Dar omul avea inima împărțită, schizofrenie două suflete. Era împărțit între două soluții de viață, umblarea cu Hristos și siguranța pe care averea lui părea că i-o dă. Venise să-i ceară lui Hristos, dar nu ca aceasta să fie singura soluție, îi trebuia lui să aibă și o ușă de urgență. Avea ochii spre două soluții, adică nu avea credință. Iacov spune, un om ca acesta nu va primi nimic de la Domnul. Nu că Domnul nu vrea să dea. El, omul, nu poate primi. Și tânărul ăsta a părăsit în anonimat pentru tot restul vieții și a plecat trist. Totdeauna pleci trist când vii să te tocmești cu Dumnezeu. Totdeauna. Dar când aceste două elemente sunt prezente, voia lui Dumnezeu și credința noastră, Scriptura spune, cereți căutați, bateți, căci oricine cere, capătă, oricine caută, găsește și oricui bate, îi se va deschide. Porunca asta este chiar mai mult decât întrezărim noi la prima vedere. Iisus spune, cine dintre voi, dacă îi cere fiul său o pâine, îi va da o piatră? Sau dacă îi cere un pește, îi va da un șarpe? Deci voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri sau prietenilor voștri, cu atât mai mult vă va da Tatăl vostru, cel cereți, ceea ce aveți trebuință dacă îi cereți. Cerem o pâine, Dumnezeu precis nu ne va da o piatră. Cerem un pește, nu ne va da Dumnezeu o travă, un șarpe. Dar noi, de multe ori, fără să înțelegem, din lipsă de experiență, cerem o piatră, cerem un șarpe, cerem o travă. Ce face Dumnezeu cu astfel de rugăciuni? El este un Dumnezeu care iubește. Dacă cerem ceva o piatră, ne va da o pâine. Dacă cerem un șarpe, ne va da un pește. iubirea asta lui este și individuală și globală, adică are în vedere mai mult decât plăcerea imediată a unui singur individ eu. Are în vedere binele meu de azi dar are binele meu de mâine în vedere. Toată viața și veșnicia mea o are în vedere, nu numai binele de azi. Are mai mult, are în vedere rezultatele pe care rugăciunea mea vor fi generate în cei din familia mea, din jurul meu, din biserica mea. Binele global. Încrederea în Dumnezeu se manifestă atunci când îl lăsăm pe El să fie Dumnezeu, nu doar Kellner. Dorințe avem, nevoie avem. Dumnezeu le știe înainte să le pronunțăm. De ce mai trebuie să ne rugăm? Trebuie să ne schimbăm cumva mentalitatea cu privire la rugăciune de la o înșiruire de dorințe la o stare de vorbă, la o ședință, zice așa, de sfătuire și de consiliere. Apoi poți să schimbi asta și să faci ceva mai mult de ea. La o întâlnire între prieteni, așa cum stau doi prieteni vechi, buni, la o întâlnire. Apoi poți să crești lucrul ăsta și să faci din asta o întâlnire între doi îndrăgostiți, doi a căror inim ard una pentru, unul pentru celălalt. Mă duc la doctor. Mi s-a întâmplat ceva, mă doare ceva, știu de ce merg, tușesc. Și dacă tușesc, știu și ce vreau. Vreau un sirop de tuse. Însă nu mă duc și strig doar de la geam. Bă, omule, aruncă-mi siropul ăla roșu pe geam că mă grăbesc. Mă duc să mă vadă doctorul. Asta lasă loc faptului că există posibilitatea să am alte nevoi decât cea pe care cred eu că o știu acum, tusea. Și doctorul, dacă chiar e doctor și nu este un tantalau, nu mi-aruncă siropul de tuse pe geam doar că îi zic eu. Doctorul mă analizează, îmi face o radiografie, îmi pune întrebări, îmi ia temperatura, îmi face analiza sângelui dacă este necesar. Și dacă este necesar, mă internează în spital pentru că a băgat de seamă că nu doar tușesc, am tuberculoză avansată la plămâni și în oase. Nu știam, nu de aia venisem. Dar el a aflat că în trei luni muream. Voi sta acum la sanatoriu, voi trece la regim, la ceva care nici nu am visat când am plecat de acasă. Credeam că am doar o tuse. Cum de-am acceptat tratamentul? Am acceptat tratamentul pentru că m-am dus la doctor, nu m-am dus la magazin. Și doctorul are obligația să mă audă foarte bine ceea ce-i cer și apoi să facă ce știe el că trebuie să facă, nu ceea ce îi zic eu să facă. Sunt cumva necăjit, sunt la pământ, sunt așa deprimat. Oamenii care sunt deprimați se duc, vor să, aibă, să, să capete un mic drog care să le ridice niță starea de spirit, am nevoie de prozac sau cine știe ce altă prostie, să-mi ridic spiritul niță. Nu mă, nu mă pot duce chiar la magazinul de alături să cumpăr așa ceva Și atunci mă duc la un analiz, la un doctor, la cineva să-mi dea o rețetă Dar ăsta, dacă chiar e doctor, în loc să-mi arunce un pachet și să-mi arate ușa dacă merită numele de analist, începe el să vorbească cu mine vrute și nevrute, mai mă cheamă și mâine și poimine și săptămâna viitoare. Dar eu nu m-am dus la el să vorbesc cu el de nevastă, de copii, de vicile mele, de căderile mele de acum 30 de ani. M-am dus să-mi dea un drog. Acum un excroc mi-ar da drogul, mi-ar lua banii și la revedere, până când vin iară după un drog mai tare. Însă un doctor adevărat va vedea dincolo de ceea ce îi cer. Dumnezeu știe ce nevoi avem, ce nevoi credem că avem și ce avem de gând să-i cerem. Înainte să ne iasă Cuvântul pe limbă, spunem, sau 139, atunci, de ce vrea să venim și să-i spunem? Vrea să venim și să-i spunem ca să intrăm în cabinetul lui, să aibă prilejul să stea cu noi de vorbă. Să începem o discuție cu el ca să poată lucra în noi soluția reală la problemele reale pe care el știe bine că le avem. Știe ce necaz avem înainte să știm noi. Știe ce doctorie trebuie pentru problema aceea, ar putea să ne o dea și în somn, înainte să știm că avem noi o problemă. De ce așteaptă el să venim la el? Atât pentru că vrea să ne vadă vrea să fie cu noi și vrea ca să fim noi cu El, să fim prieteni, să-L cunoaștem pe El, să căpătăm fericirea de a avea părtășie cu El, să ne bucurăm de iubirea Lui, de calitățile Lui formidabile, să ne poate împărtăși din El însuși cu noi. Și toate astea nu se pot face prin poștă, prin internet. Necesită relație, comuniune, față în față. Problema care o avem, necazul pe care îl avem, este un, cum să zic, un pretext ca să ne ajute să ajungem în cabinetul lui. De acolo începe aventura adevărată pe care nu ne imaginam când ne gândeam doar la problemele și la necazurile pe care le avem. Aventura asta cunoașterii lui Dumnezeu începe pe genunchi, adeseori împinși acolo de cu totul și cu totul alte motive. Astăzi, oamenii plătesc averi întregi ca să poată să vorbească cu un specialist de problemele lor, de căderile lor, de nădejdile lor. Plătesc averi ca să-i asculte cineva. Cineva care recunoaște de la început că nu poate ajuta decât parțial. 15% din pacienții care se duc la un psiholog capătă vreo soluție. Cu tot riscul ăsta, omul va plăti sume infernale și va petrece sute de ore în compania specialistului. De ce? au o nevoie mai adâncă decât nevoia care o știau ei la suprafață. Au și nevoie de a comunica, nevoia de părtășie, un fel de prietenie, chiar dacă trebuie să plătească bani pentru ea. Ce rar sunt oamenii care vin la Hristos în rugăciune de dragul de a fi cu El o vreme. Stăm la telefon, stăm pe chat, pe Facebook, pe Twitter, pe Messenger cu orele în compania tot felul de prieteni și a tot felul de necunoscuți. Suntem gata să vizităm ore întregi camerele alea virtuale a unora care nici nu ne cunosc măcar, pe care nu îi vom vedea vreodată în viață. Nu vorbim la telefon, pe internet, doar să rezolvăm probleme, ci vorbim de plăcere, vorbim din dorința de comunicare, din prietenie, din curiozitate chiar, dintr-o mie de motive. Cum se face că spre Hristos nu ne îndreptăm, nu ridicăm receptorul, nu deschidem computerul și atunci când o facem, o facem așa ca să-i comunicăm urgent, o problemă care trebuie să o rezolvăm rapid de tot. Gândiți-vă la cei ce l-au căutat pe Hristos în timpul vieții lui, de ce au venit? Aproape toți au venit să-și rezolve o problemă imediată și mai toți au rezolvat-o. Nu știu pe cineva pe care Hristos să-l fi refuzat. Cine a venit însă la el doar să vorbească cu el, doar să afle ceva, doar să-l cunoască, doar să fie cu el? Nicodim, Maria, poate unul dintre ei care a fost vindecat foarte puțin. Cu ce ocazie ne rugăm noi cu ce ocazie cerem, căutăm și batem? Este asta un obicei, un ritual? E faci ceva doar în cazuri de forță majoră? Ce te împinge la asta? Porunca asta nu este o rețetă pentru cazuri de forță majoră, deși poate fi și trebuie folosită și atunci. Dar este o poruncă de viață, un obicei, ca o respirație, un hobby. Ce ne împinge pe noi, de exemplu, să respirăm? Nevoia de aer sau avem reflex? Amândouă, ce ne împinge spre o prietenie, spre o iubire, spre o relație? Nevoia sau atracția? A zice amândouă. Vom ști că trăim porunca asta când ea nu mai este poruncă. Când devine o necesitate, când devine ceva indispensabil ca apa și aerul. De ce ni se spune să căutăm? Ce este de căutat? Porunca asta, când zice căutați și veți găsi, are un sens. De ce este ales termenul ăsta? Dacă avem o nevoie, cerem. Cerem din nou, cerem din nou, stăruim, stăruim, cerem, cerem, stăruim, stăruim. Ce să mai căutăm? Înțelepciunea lui Dumnezeu, spune scriptura, stă în ascunderea lucrurilor, și înțelepciunea omului este în găsirea lor. Adese ori cerem și nu se întâmplă absolut nimic, pentru că Dumnezeu deja ne-a dat soluția și răspunsul. Dorința lui este să ne uităm în lăuntrul nostru și în jurul nostru și să vedem dacă răspunsul nu este deja acolo. Asta înseamnă să cauți. Au venit mulți la Isus, i-au pus întrebări la care n-au primit niciun răspuns. Dar de ce n-au primit? Pentru că deja aveau răspunsul. Ori aveau răspunsul în jurul lor, ori aveau răspunsul chiar în ei. Câteodată Isus refuză de-a drept o rugăciune pentru că soluția era deja la cei ce se rugau vin ucenicii și îl roagă. Dă drumul unor ca să-și caute de mâncare, sunt flămânzi oamenii. Adică au nevoie, tuturor le foame. Fă și tu ceva, dă-le drum. Iisus le spune, da de unde? Dați-le voi să mănânce, aveți soluția. Căutați soluția. pe păi ce să le dea să mănânce? Căutați. Și atunci au început ei să caute, s-au uitat și au venit cu ceva care părea ridicol pentru mii de oameni care erau acolo. Doi pești și cinci chifle sau ceva de genul ăsta. Am căutat, uite ce am găsit. Bun, a căutat, ați găsit, restul acum e partea lui Dumnezeu. Și au avut parte să vadă una din cele mai formidabile minuni din Scriptură, mulțirea pâinilor. Ne rugăm, Doamne, ai grijă de copilul meu, îmi pare că o ia razna săracul de el. Stai o vreme și nu se întâmplă nimic. Poate este un semn că Dumnezeu vrea să te uiți în jur și să vezi soluția pe care ți-a dat-o. De mult! Poate răspunsul este deja la mine, în felul cum mă port eu cu el, în timpul pe care eu îl dăruiesc, în compromisurile pe care eu le fac în casa mea proprie, sub ochii copiilor mei, în sacrificiile pe care el mă vede că le fac sau nu le fac, în felul ușor de viață pe care îl pun la dispoziție, în timpul petrecut cu lucruri de nimic, ușoare, dăunătoare, în lucrurile pe care le lasă intre cu voia mea în casa mea, toate acele lucruri care au contribuit activ la distrugerea copilului meu, toate sunt în jurul meu, răspunsul este deja acolo. Porunca pentru oameni care se roagă nu este să continue să roage, ci este căutați și veți găsi. Este un demn care pune cumva responsabilitatea pe noi. Asta înseamnă că este ceva de găsit. Nu ne pune Dumnezeu să căutăm ceva care nu există. Că Dumnezeu ne-a dat deja soluția. Avem probleme, să zicem, ușoare sau mai grele cu sănătate. Ne rugăm pentru vindecare, după cum spune Scriptura, cu credință, cu putere, în smerenie. Nu se întâmplă nimic. Păi poate e din alte motive. Poate fi însă din pricina că Dumnezeu ne-a dat deja răspunsul și soluția. Ne-a dat medicamentul pe masă. Poate trebuie să ne uităm un pic în jur și înăuntru nostru și să găsim deja ce este deja pus de Dumnezeu acolo. De când simțim presiunea să renunțăm la viciile care ne distrug organismul, răspunsul era acolo. De când suntem rugați să iertăm și să scăpăm de amărăciunea care literalmente ne distruge sistemul nervos. Răspunsul era acolo, iartă-l pe tatăl tău care ți-a greșit, iartă pe soțul tău și pe soția ta care ți-a greșit. De câte ori am auzit chemarea să ne mărturisim păcatele ascunse, păcatele care generează o povară de vinovăție care distruge măduva oaselor și producția sângelui din noi. Vrem soluție la bolile de sânge pe care le avem, dar nu vrem să vedem soluțiile lui Dumnezeu care sunt deja acolo. Scapăte de vinovăție, mărturisește. Vrem soluții, dar nu vrem alea lui Dumnezeu. Vrem să ne scoate pe noi din ale noastre. Vrem soluții care să nu includă neapărat schimbări la noi. Vrem lucruri mari, dar care nu, necesită, nu necesită niciun efort, nicio căutare, niciun sacrificiu, nicio schimbare, chiar dacă schimbarea este spre binele nostru. Căutați și veți găsi porunca asta, este o chemare la participare, la efort, la ridicat de pe fotoliu. Este o rugăciune unde remunțăm la telecomandă, și la telecomanda aia cu care încercăm să-L manipulăm pe Dumnezeu și începem noi să ne lăsăm manipulați și conduși de El. Căutarea mai implică ceva. Înțelegerea că Dumnezeu ne-a răspuns nu la nevoia de suprafață cu care am venit, ci la cancerul care era de desubt și care nu ne deranja cu nimic Venim la Dumnezeu și rugăm să ne scape de presiuni financiare în care ne găsim, să facă un miracol, să ieșim biruitor cu buzunarul plin din cazul unde am intrat. Rugăciunea reală, făcută cu credință, izvorâtă dintr-o durere și dintr-o frică reală. Nu se întâmplă nimic, ba mai mult, se distruge toată afacerea în care eram, casa se pierde, serviciul dispare, cine știe ce se mai întâmplă. Atunci apare porunca aceasta, căutați și veți găsi. Și am primit răspuns, răspuns pozitiv, răspuns salvator. O apucasem pe o cale compromițătoare, care, dacă nu ne distrugea pe noi, distrugea mentalitatea de viața copiilor noștri. Dumnezeu ne-a salvat copiii chiar dacă ne-am rugat să ne salveze doar cocioaba în care ne-am investit bani a văzut că inima devenise coruptă că era numai la mașini de lux ochii îndreptați numai spre pământ ne săpam singur groapa în care ne îngropam sufletul și Dumnezeu ne-a salvat inima, ochii, duhul chiar dacă l-a rugat doar să ne salveze contul de la bancă ne-a ne pierdut contul de la bancă ca să ne salveze copiii Învățați cumva că este posibil să trăiești cu inima împărțită, slujind la 25 de stăpânul la 2 și Dumnezeu să ne salvează inima chiar dacă trebuie să sacrifici o vacanță sau două. Căutați și veți găsi, este sfatul lui Dumnezeu care ne împinge să găsim binele care este deja acolo în răspunsul primit. Pavel se roagă la un moment dat de Dumnezeu, ia de la mine țepușul ăsta, nu mai pot. Nimic, se mai roagă încă o nimic, stărui a treia oară, nimic. În cele din urmă, Dumnezeu este nevoit să-l împingă să se uite complet în altă direcție la răspunsul rugăciunii lui. Și el spune, Harul meu îți este de ajuns. Dar el nu ceruse har, ceruse operație. A căpătat mai mult decât a cerut și a căpătat mai mult decât a cerut spre binele lui. Înțelepciunea lui Dumnezeu stă în soluții ascunse. Înțelepciunea omului lui Dumnezeu este în abilitatea de a alergi orizontul, de a ieși din propria cutiuță limitată și de a vedea perspectiva mult, mult mai largă, soluțiile ascunse a lui Dumnezeu. Bateți, este scris, și vi se va deschide. Cum explică Hristos porunca asta? Toate cererile Lui s-au îndreptat către Dumnezeu. Pentru vindecare, pentru necaz, pentru singurătate, pentru la bucuria învierii unui om sau în disperarea de pe cruce, Hristos a cerut soluții dintr-o singură sursă, Dumnezeu cu toate că era fiul lui Dumnezeu, nu a trăit doar prin calitatea asta, ci a apelat zilnic la tatăl, a bătut la ușă. Și nu doar a apelat, ci s-a întâlnit cu el nopți întregi de veghiere și de rugăciune. A bătut la ușă, activ. El, Hristos, a venit să mântuie, să ajungă la inima noastră. Pentru asta el s-a rugat. Dar nu s-a oprit doar că s-a rugat, a căutat răspunsul la rugăciunea lui. El a zis, fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Nu s-a mulțumit să construiască o tarabă cu o firmă mare unde să scrie locul mântuirii și să aștepte și să primească pe cine are chef să vie. N-a făcut asta. S-a rugat tatălui pentru se ceri și nu s-a mulțumit numai cu atât. A mers. El însuși a mers, a chemat, a chemat, a insistat de oameni. I-a căutat acolo unde erau ei, nu unde era el. Nu unde ar fi trebuit să fie ei. I-au căutat în bolile lor, în vicile lor, în păcatele lor. Nu doar că a căutat, dar s-a postat la ușa lor. A ciocănit. El spune: Iată că eu stau la ușă și bat. S-a invitat la masă și nu a venit cu mâinile goale. A ciocănit și a așteptat. Și era Dumnezeu, iar noi eram niște golani. Bateți și vi se va deschide. Este omul care se luptă pentru ceea ce Dumnezeu i-a spus că trebuie să facă. Din porunca asta un om care practică cu insistență porunca asta naște în el o trăsătură de caracter formidabilă, o roada duhului, în engleză noi zicem resourcefulness abilitatea de a găsi soluții la probleme. Și abilitatea asta se revarsă în toate laturile vieții, cele religioase sau cele materiale. Este o abilitate aproape supranaturală de a vedea soluții acolo unde omul obișnuit nu vede absolut nimic. Cum zicem noi românul, de a scoate apă din piatră seacă. Sunt unii oameni, cum zicem noi, pe ăsta, pe ce pune mâna și Dumnezeu mila. Are abilitatea să găsească soluții la toate problemele în care trece. De unde are atâta abilitate? Abilitatea asta vine din practicarea poruncii acesteia căutați, bateți, cereți. Vine dintr-o experiență de probleme rezolvate miraculos prin rugăciune, de căutare și de batere insistentă la ușa lui Dumnezeu. Abilitatea de a re vedea rezolvate probleme pe care alții le lasă baltă cu disperare. Roada asta a Duhului se va manifesta în toate laturile vieții, în familie, în afacerea pe care o duci, la școală, face dintr-un om o carte de soluții pe care cei din jur o vor căuta și o vor folosi. O cutie, să zic așa, de scule care repară lucrurile aruncate de cei din jur. Pavel a ajuns un astfel de om. După experiențe îndelungate cu Dumnezeu, el spune la un moment dat: Acum pot totul în Hristos. Am învățat să găsesc resurse supranaturale la, tot ce, la, la toate problemele pe care trec. În legătură cu oamenii, la fel. El știe, știu să mă fac totul pentru toți. Cu evrei, evreu, roman, roman, cu grec, cu grec, ca să-i câștig pe toți pentru Hristos. Învățase cum să rezolve problemele prin rugăciune, prin batere la ușă, prin căutare. Care este opusul trăsăturii astea? Dacă nu ai abilitatea asta de a găsi soluții, ai o altă abilitate, irosirea, irosirea, waste, zicem noi aici. Nefericirea unui om care are totul la dispoziție și nu beneficiază de nimic. Nici de tinerețe, nici de minte, nici de cei iubiți din jur, nici de biserică, nici de familie, nici de Dumnezeu. Iisus a spus, cel ce nu strânge cu mine, Face altceva, irosește. Porunca asta este o ușă pe care ne-o dă Dumnezeu să dezvoltăm în noi ceva absolut miraculos, abilitatea de a rezolva problemele, de a găsi soluții miraculoase acolo unde oamenii nu văd, omul obișnuit nu vede nimic. Putem să facem asta când dezvoltăm în viața noastră o practică constantă a rugăciunii, a căutării, a cererii a bate la ușa lui Dumnezeu. Și atunci vom vedea în jurul nostru și în noi înșine, întâmplându-se cu noi miracole după miracole, vom lega de firul acela de unde a început voia lui Dumnezeu, vom lega de voia lui Dumnezeu, credința pe care Dumnezeu o pune în noi și vom face un circuit complet electricitatea, forța lui Dumnezeu pătrunde și rezultatele sunt miraculoase și în circumstanțele din jurul nostru și așa de miraculoase în caracterul nostru devenim oameni cu resurse, devenim oameni care au capabilitatea să rezolve și problemele lor și problemele altora. Facă Dumnezeu să căpătăm fiecare dintre noi o sete și o foame după poruncile lui Hristos. Să căutăm, să cerem, să batem și atunci vom găsi, vom vedea uși deschise și vom căpăta. Amin! Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.